Mulți dintre furnizorii de servicii medicale din Gorj aleg să lucreze pe cont propriu și să nu încheie contracte cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Aceștia preferă să nu poată elibera rețete compensate și bilete de trimitere pacienților decât să fie sub contract cu casa. Chiar dacă reprezentanții instituției nu pot lua măsuri în acest sens, medicii care au cabinete particulare vor fi luați la puricat de Direcția de Sănătate Publică Gorj. Dacă nu lucrează în contract cu Casa de Sănătate, nu e problema noastră, doar că nu pot să elibereze rețete gratuite și compensate, nu pot să elibereze bilete de trimitere spre internare sau către o altă specialitate clinică. Deci sunt destul de multe cabinete care nu, din anumite motive, nu încheie contract cu Casa de Sănătate. Probabil că se descurcă foarte bine și fără contractul cu Casa de Asigurări de Sănătate. Acelea nu intră în atribuțiile noastre, intră eventual în competența DSP-ului dacă a le verifica dacă îndeplinesc criteriile de calitate a serviciilor medicale pe care le acordă. Perioada de contractare pentru anul 2017 a început la 1 martie, iar reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate anunță furnizorii de servicii medicale care vor să încheie contracte cu instituția pot depune documentele necesare până la sfârșitul acestei luni. Contractele încheiate sunt valabile până la finele anului 2017. În perioada 8-10 martie așteptăm toți furnizorii de servicii medicale să-și depună documentele a căror valabilitate a expirat, asta în cazul furnizorilor care deja se află în relație contractuală cu Casa de Sănătate și pentru care se va încheia un act adițional de prelungire a contractelor până la data de 31 decembrie 2017. Iar pentru furnizorii noi care doresc pentru prima dată să intre în contract cu Casa, trebuie să depună întregul set de documente prevăzut în opisul afișat în acest sens la sediul Casei Gorj sau pe site-ul Casei de Asigurări de Sănătate Gorj. Pentru acestea se va încheia contract cu valabilitate de la 1 aprilie până la 31 decembrie 2017. Pe 13 martie va fi atașată lista furnizorilor pe domenii de asistență medicală care îndeplinesc condițiile de eligibilitate în vederea contractării pentru anul 2017, precum și lista furnizorilor respinși la contractare. Aceștia din urmă vor putea să depună contestații în termen de 24 de ore. Termenul limită de încheiere a contractelor este 31 martie 2017.